Odată cu apropierea alegerilor locale, este și momentul bilanțului a tot ceea ce s-a promis și ce s-a realizat în municipiul Giurgiu și este tot mai clar că s-a promis mai mult decât s-a realizat. Candidatul PNL la primăria Giurgiu, Nicolae Florian, a discutat foarte mult cu giurgiuvenii în ultima perioadă și din aceste discuții, desprinzându-se proiecte necesare pentru dezvoltarea orașului și pentru creșterea gradului de bunăstare a oamenilor. Aceste proiecte le-au fost prezentate sâmbătă giurgiuvenilor din cartierul Oinac. Suntem o echipă care a confirmat fiecare acolo unde lucrează că suntem serioși, că suntem profesioniști, că avem experiență și ne-am apropiat de oameni, suntem apropiați de oameni și am identificat proiecte pentru dezvoltarea orașului și creșterea standardului de viață al giurgiuvenilor. Scopul nostru și al echipei noastre este să depolitizăm administrația publică, să o punem în folosul cetățeanului și să creăm locuri de muncă, să ne aducă venituri nouă la bugetul local. Dacă avem bani, avem și proiecte europene, care trebuie să cofinanțăm. Unii locuitori din zonă s-au plâns de sistemul de canalizare defectuos, din cauza căruia, atunci când plouă, le sunt inundate gospodăriile. Am avut apa când a fost inundația, în casă până aici, în curte am avut-o până sus. Pe rozelor, domnul primar Barbu a dat despăgubiri. Ajutor. Păi, Matale, ai făcut? Ați făcut adresă? Ați cerut? Păi, dar nu se anunță în situații de-astea. Eu nu am știut. Nu, Matale, ascultă-mă. Eu n-am știut. Uite, eu m-am bătut pentru rozelor. Dar n-am știut de Matale că ți-ntra pe în casă. Nu, aici de câte ori plouă, de atâtea ori. N-am știut, de unde să știu eu? A venit și dumnealui personal aici și a văzut despre ce e vorba. Da, trei case suntem. Da, acum știu și o să facem de așa natură încât să băgăm și o canalizare suplimentară. Doi dintre candidații PNL la posturile de consilieri locali, doctorul Ladislau Pic și profesor Adelina Sârbu, le-au vorbit oamenilor despre proiectele echipei liberale din cele două domenii, respectiv sănătate și educație. Vom înființa un cabinet de tratamente medicale care să fie în subordinea primăriei. A mai fost cândva, unii au considerat că nu este important. Dar noi zicem că prin această inițiativă a noastră venim în sprijinul dumneavoastră a celor mulți. La fel vom reorganiza cabinetele școlare, cabinetele medicale din incinta școlilor. La ora actuală există un medic și jumătate pe cele 9 școli și liceele care sunt în Giurgiu. Știm cu toții că educația stă la baza formării unui popor, stă la baza dezvoltării națiunii și noi vrem să venim în sprijinul copiilor. Vrem să înființăm creșe și grădinițe moderne în oraș, să acordăm copiilor burse sociale, burse de merit, burse de studiu, să creăm un internat, să înființăm un internat nou sau să le renovăm pe cele două care există, dar sunt nefuncționale. Să le acordăm copiilor sprijin privind decontarea transportului. Nicolae Florian și echipa liberală au continuat deplasarea din casă în casă, pe străzile Mereni, Stupilor și Toporași, zonă în care proiectele prezentate au fost foarte bine primite de către localnici. Tot sâmbătă, Nicolae Florian s-a întâlnit cu 10 de giurgiuveni la cabinetul său parlamentar din cartierul Tineretului. Nu vom ridica cardurile de transport de călătorie. Barbul ăsta încă o dată dezinformează. Îi place mult să dezinformeze. Pentru că nu barbul le-a adus de la el acasă, ci le-a acordat Consiliul Local în baza legii. Deci legiuitorul a spus ce trebuie să facă pentru pensionari, Consiliul Local a dat o hotărâre, iar barbul ăsta, pentru că îi place să-și pună numele peste tot, da? Și a pus numele pe card. Noi să-i lăsăm numele pe card, oamenii să meargă cu cardul ăsta, că nu asta e problema, dar nu o să facem nedreptatea asta. Deci oamenii vor beneficia în continuare de gratuitate și de deplasare pe mijloacele de transport
în comun, în oraș. Ultimul punct din programul de deplasare al echipei liberale a fost în cartierul Rudari. Aici oamenii își pun toate speranțele în viitoarea conducere a primăriei pentru rezolvarea problemei legate de traficul greu din zonă și de lipsa trotuarelor. Parlamentul a dat putere primarului să-și gospodărească orașul, să bagă așa cum crede dânsul de cuvință. Eu cred că astea ar trebui să țină cont în periferiile sărace, la oameni nevoiași, să fie primarul cu un ajutor către ei, nu cu taxe și asuprire. Pentru că la televizor și media arată tot domn primar. Cu ce a ajutat amărâtul ăsta? Avem analfabetism, nu avem copii la școală, nu avem nimic. Degeaba vine socialul și zice, mă duc acolo, dar doarme pe bancă. Nu progresăm deloc, nu ne ducem în sus deloc. Dirijăm tirurile prin Vama Veche, prin postul de control de aici și ne apucăm imediat să scriem proiect, să tragem fonduri europene, să facem șoseaua să plece direct pe la Plase Sudate. Ăla e proiectul, păi e proiect de 6 ani de zile, dacă Barbu a fost superficial și neserios, eu ce să fac? Am spus că prima dată, până la sfârșitul anului, dacă mă voi alege primar, dacă voi ieși primar, facem prima dată trotuarul. Da. Păi să meargă copiii în siguranță și voi în siguranță cu treceri de pietoni, peste șosea. Și după asta scriem proiecte europene și pentru strada asta și pentru Șoimului și pentru toate ca să rezolvăm problema. Să băgăm și gaze și tot ce trebuie. Asta și canalizări, că uite, noi n-avem... Țineți minte, când vorbiți și vă apărați drepturile, spuneți că sunteți pe drum european. Pentru că voi n-ați spus niciodată asta. Giurgiuvenii din cartierul Rudari vor ca autoritățile locale să îi trateze la fel ca pe locuitorii din centrul orașului, întrucât plătesc aceleași taxe și impozite și vor ca și pe străzile lor să fie realizate rețele de canalizare și de gaze.